Zeci de expozanți din toată țara, dar și din străinătate, chiar și din Statele Unite, au venit la Târgu Mureș. Aici își etalează talentele între ale panificației și cofetăriei. Cei care au vizitat deja standurile au avut parte de demonstrații de gătit, sculptură decorativă în fructe și legume și au văzut cum se prepară cocktailurile. E foarte frumos, elegant. Da, sunt foarte frumoase, foarte frumoase. Am văzut de toate. De toate, produse de patiserie, de butărie, cofetărie, după cum se vede de toate. Sunt frumoase, sunt foarte frumoase. De aici doriți să cumpărați ceva? Da, 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 am cumpărat pentru iepuraș, vine Paștele. Am cumpărat ceva. Am cumpărat decorațiuni din marțipan, așa, și în special iepuraș. Bucătarii și-au prezentat cele mai apetisante produse. O specialitate din făină aleac, care nu prea am văzut în Mureșul ăsta, în Ungaria deja se face, din făină alac, cu prune, cu miere și cu nucă, conține aluatul. Adică o pâine mai așa volumos, e mai platazizat, dar foarte bun la gust. Am mai făcut o pâine vază murată cu costiță, tot pe baza de maia, care ceva e nou acum pe piață. Sunt peste 90 de expozanți din 12 țări. Sunt expozanți din America, Austria, Anglia, Italia, Germania, Slovacia, Slovenia, Ungaria și foarte mulți din România. Standuri sunt demonstrații și vizitatorii poate să guste de acolo. Aceasta este deja cea de-a treia ediție a expoziției.